savurăm din nou sau vom savura din nou un preparat grecesc alături de voi. Avem aici un mic ajutor în bucătărie să facem cunoștință și cu ea, cea care îi înserinează pe clienții care vin aici cu un zâmbet și parcă le urează așa poftă bună din priviri. Cum te numești frumoasă? Eu mă numesc Nelly. Nelly, cum te simți astăzi alături de noi? Ți-a plăcut să gătești cu noi preparate grecești? Da, mi-a plăcut. Și ia spune-ne nouă și telespectatorilor, ce-ți place ție să mănânci cel mai mult? Suflachii de porc. Suflachii de porc. Deci, dragii noștri, care aveți vârsta acestei domnișoare drăguțe și nu numai, puteți să mergeți pe recomandarea ei, pe mâna ei și să gustați acest preparat. Cristian, tu ai încredere în domnișoara, nu? Da, am încredere în domnișoara și în tatăl ei. Cu siguranță toate preparatele de aici sunt excepționale. Și acum să ne mărturisiți și dumneavoastră care este preparatul grecesc, care, nu știu, vă satisface 100% preferințele culinare. Pot să zic toate din care le facem, le facem cu mult drag, așa, din dragoste, da, cu multă pasiune. Și toate vă duc cu gândul în Grecia. Da, tot timpul. Toate. Da, toate ne duc și pentru asta am și adus în felul ăsta mâncărurile astea grecești să le oferim sighetenilor și la toți cei care trec pe aici și le plac mâncărurile noastre. Chiar dacă, Cristian, pentru anumiți sigheteni poate că o să fie așa ceva nou de gustat și de încercat aici la acest restaurant, eu zic că ar trebui să invităm cu mare încredere să vină, pentru că preparatele, ciuda faptului că nu sunt românesc, sunt foarte bune și vă pot ajuta să ajungeți cu gustul acolo, în locul unde este mereu soare, temperaturile sunt ridicate și o priveliște extraordinară chiar și în bucătărie, nu? Am petrecut ceva timp în bucătărie, uite și rezultatul nostru arată foarte bine. Haideți să îi îndemnăm pe toți sighetenii mai pofticioși să vă calce pragul restaurantului. Da, îi așteptăm cu mult drag să vină la noi, să le oferim mâncările noastre grecești, foarte bune, foarte gustoase. Și dacă încă n-au ajuns în Grecia, vor prinde așa măcar puțin din aroma ei. Exact, da, ca să aibă curaj să meargă, să călătorească în excursii în Grecia. Deci, dragilor, primul pas pentru o călătorie reușită în Grecia ar fi să vă obișnuiți cu mâncarea grecească, ceea ce înseamnă că trebuie să veniți neapărat aici și până la vară să tot gustați, să vă antrenați gustul, după care nu vă rămâne decât să vă rezervați niște bilete către Țara Soarelui, Grecia. Acum că preparatul nostru cu numărul 2 este gata, pita Acropoli arată foarte bine, se vede că cei de aici, de la bucătăria restaurantului grecesc din orașul nostru, se pricep. Renata, da, ce zici, degustăm? Sigur că da, degustăm și uite, această pita Acropoli este formată din 4 bucăți, una pentru mine ca să mențin silueta, 2 pentru tine că ai muncit la salata anterioară și una pentru cameramanul nostru. Așadar, până să ajungă bucățica ta la tine, să ne apucăm și noi să finalizăm acest material. Ce să vă spunem legat de mâncarea grecească pe care o testăm alături de voi în acest weekend, dragi telespectatori, decât că are 3 caracteristici esențiale. E foarte gustoasă, extrem de aromată și se prepară într-un timp foarte scurt. Așadar, hai să terminăm și noi într-un timp cât mai scurt acest fel. Ce zici? Hai. Ne-am întors de la restaurant cu forțe proaspete, după cum puteți vedea. Am mâncat bine, mâncarea este delicioasă și de această dată, dacă tot am intrat așa într-o atmosferă mai grecească, hai să vorbim și despre câteva tradiții pe care grecii le au. Da, e foarte important să ne simțim bine, indiferent de destinația pe care o alegem. Și dacă de mâncarea grecească am fost 100% încântați, eu sunt convinsă, Cristian, că atât nouă, cât și telespectatorilor, o să le placă foarte mult un alt obicei al grecilor, acela de a petrece de dimineață până noaptea târziu și din noapte până în zori. Pentru că grecii, așa cum ne-a mărturisit și domnul în materialul anterior, iubesc distracția. De aceea, hai să luăm parte la un moment dintr-un festival grecesc. Grecii iubesc distracția, noi iubim distracția, probabil că și voi iubiți distracția, așa că haideți să urmărim materialul următor.
Așadar, am revenit, am urmărit materialul împreună. Cum ți s-a părut, Renata? Eu am căutat zilele trecute pe internet câteva obiceiuri, tradiții pe care grecii le au și peste acest clip pe care l-ați văzut și voi am dat. Ce zici? Păi ce aș putea să zic decât că mi-ar plăcea tare mult să iau și eu parte la un astfel de obicei. Primul pas ar fi să învăț dansul tradițional grecesc. Hai că n-ar fi atât de greu, mai ales dacă înainte am mâncat foarte bine. Aș avea aportul de energie necesar. Dar mai mult decât atât, ce mi-a atras atenția este acel obicei cu farfuriile care la greci se sparg pentru că se vehiculează ideea că ele ar sparge ghinionul sau ar sparge spiritele rele care ne-ar da târcoale. Deci, Cristian, deocamdată nu știm să dansăm, dar dacă tot am mâncat niște preparate delicioase și au rămas farfuriile goale pe care le avem aici, eu mă gândesc că am putea să punem în practică și acest obicei grecesc, că toți suntem în Grecia cu gândul și cu papilele gustative și să spargem și noi două farfurii ca să spargem ghinionul și alte spirite rele care ar putea să ne dea târcoale. Ce zici? Eu sunt de acord, așadar spargem ghinionul astăzi la totul la pătrat și spargem și farfurile tot la pătrat. Hai să vedem cum este spargi la pătrat câte o farfurie. Ești pregătit? Bine, hai, 3, 2, 1 și... Le-am spart. Două farfurii au fost sacrificate. Asta în numele norocului pe care sperăm să-l aveți și voi, cei care ne urmăriți, și să stea și aproape de noi, că da, suntem încăcioși, mai ne place să și experimentăm, dar cel mai mult ne place să pozăm în ipostaza unor oameni norocoși. Te simți norocos acum? Mă simt foarte norocos acum că am scăpat de tot ghinionul ăsta care stătea asupra noastră. Da, de cioburi și de curățenia de după uităm, deocamdată ne simțim norocoși 100% și sperăm că această stare plină de noroc și de optimism să predomine și în cazul vostru până săptămâna viitoare, când avem din nou o întâlnire la pătrat cu voi, dragii noștri telespectatori. Așadar, astăzi, dacă facem o mică recapitulare, am vorbit despre gastronomia din Grecia, precum și despre obiceiurile și tradițiile care sunt acolo. Sperăm că v-ați simțit bine alături de noi și că ați prins și voi puțin din vibe-ul acela grecesc pe care noi îl avem deja. Da, să sperăm că l-am și transmis celor care ne urmăresc și până săptămâna viitoare vă dorim doar zile excelente în care să mâncați bine și, de ce nu, grecește. Hai că am făcut și o rimă pe final. Pa, pa. Pa! După o vară pe val se întorc în aceeași formulă și totul continuă la pătrat. La TV Siget aventura merge mai departe. Experiențe, povești, lucruri noi, evenimente. Toate la puterea a doua. Cu Renata Bota și Cristian Balaș. E totul la pătrat. La TV Siget, sâmbătă de la ora 18 și duminică de la ora 21.